Ce mai faci? Sper că ești destul de bine. În această după-amiază este ora 6 și 10 minute în momentul de față. Mă pusesem în pat și voiam să citesc. Și când mă pusesem în pat, mi-adusesem aminte de acea vacanță de vară din 2022-2023, ambele vacanțe de vară, în care eram foarte disperat în a mă opri din a face laba. Efectiv, eram un lăbar. Fiecare zi făceam laba. Mă consumam pornografie, făceam obiceiuri rele, dar în același timp, ceea ce mă distrugea din punct de vedere mental, consumam și content de self-improvement, mă uitam și la Andrew Tate pe TikTok și asta îmi distrugea efectiv identitatea, pentru că eu știam că este rău, dar tot o făceam și mă băteam pe mine foarte, foarte mult, mă băteam, mă distrugeam din punct de vedere mental pentru că o făceam. Și bineînțeles că asta ducea la o face și mai multe ori. Și eram efectiv blocat în acest ciclu în care o făceam, mă băteam singur, o făceam din nou și mă băteam singur și mai mult. Mă uram din ce în ce mai mult și pe mine însumi. Și cred că era o perioadă nașpa, cu siguranță, dar acea perioadă în care eram total desatisfăcut, total, total desatisfăcut, cred că e ceea ce a dus la un progres imens mai încolo. A dus la acel J în care cobor un pic în jos și apoi J. J în sus. Și este o perioadă la care mă uit cu recunoștință, pentru că eu chiar știam ce era bine să fac, numai că ceea ce făceam greșit în acea perioadă era că gândeam binar. Faptul că gândeam binar și că ziceam, băi, nu trebuie să fac laba, nu trebuie să fac laba, nu trebuie să fac laba. Această mentalitate m-a adus la nefericire totală și desatisfacere totală și plus că nu făceam niciun progres în ceea ce doream să fac. Și bineînțeles, e o gândire foarte proastă pe care multă lume o are. Se forțează, băi, hai să nu mai facem, hai să facem asta, să începem pe bune să facem asta, ce e în regulă cu tine. Dar noi nu înțelegem faptul că nu merge așa. Pentru că să începi să faci un obicei rău necesită niște învățare. Știi cum înveți să faci un obicei bun? Ok, încep cu meditație, încep cu progressive overload. 1 minut, 2 minute, 3 minute. Ei bine, așa faci și când consumi și pornografie sau când faci și un obicei rău. Începi de jos, pornești spre sus. Și așa trebuie să te și oprești. Pornești de sus și începi de jos. Și ajungi jos. Exact asta, așa trebuie să te și oprești din acel obicei. Numai că eu nu pricepeam asta și bineînțeles că făceam toate aceste greșeli și ajungeam doar la mai multă sapă de lemn. Și acum sunt într-un punct în care luna asta s-a întâmplat să consum pornografie de 3 ori. Toată luna asta, suntem pe 30 aprilie. 3 ori. Este un progres imens, având în vedere că în lunile de vară aveam cel puțin 30 de repetări în a face laba. Și mă uit cu recunoștință la aceste zile în care eu chiar încercam, numai că încercam în lucru greșit și însetasem mentalitatea greșită care mă ducea spre eșec. Dar acum, când mă uit acolo, pot să observ clar ce făceam greșit și pot să fiu recunoscător, pentru că eu chiar am încercat și mi-am setat acest obiectiv pe care l-am atins. Și o lecție cheie din această poveste este că cât timp tu îți setezi obiectivul și menții macrofocusul, adică menții concentrarea la nivel macro, că te vei ține de acest obiectiv pe care ți l-ai setat, te va duce garantat la succes. Succesul e garantat, dar viteza nu. Este o lecție foarte importantă. Și mai este ceva. Ce vine cu viteză mare nu durează. Trebuie să ai răbdare pentru lucrurile care chiar te interesează, care chiar contează pentru tine. Să ai o sănătate mentală bună, să ai o relație bună cu familia ta, durează. Să ai o relație bună cu tine însuți, durează. Și de aceea e foarte important să nu stabilești obiective din astea tâmpite, pentru că, băi, hai să facem aia în 3 luni, 4 luni, 6 luni. Îți trebuie chiar un an de zile pentru a ajunge la un nivel la care tu să fii un om normal. Uite cum am fost, cum sunt eu. Eu am pornit de la un nivel destul de jos, nu foarte jos, cum au pornit mulți alți oameni, dar un nivel destul de jos și într-un an de zile, aș putea spune, de self-improvement, a contracarat toți anii aceștia de obiceiuri proaste. I-a contracarat pe toți, un an de zile. Poate pentru alții e nevoie de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani ca să contracareze toate obiceiurile astea proaste pe care le-au făcut. Și lecția aceasta este că vei ajunge acolo, vei ajunge la obiectivul pe care ți-l dorești tu, cât timp menții macro concentrarea și cât timp ai răbdare. Pentru că e foarte important să ai răbdare. Nu poți, în lumea asta de gratificare instantă, mereu ne dorim totul să vină așa, să vină, ok, 10.000 de euro acum, business acum. Nu-ți dai seama că necesită timp.
necesită timp toate astea și necesită muncă disciplinată, cu dedicare și cu concentrare la maximum. Acele zile în care n-ai absolut niciun chef să faci acel lucru, dar totuși îl faci. Despre asta, despre aceste zile e vorba, în care tu ești total concentrat și chiar dacă nu merge bine, chiar dacă parcă simți că îți pierzi vremea, tu tot continui să pui acele ore pe masă, să le pui pe masă, să le pui în munca ta, să le pui în valoare. Pentru că asta e. Mereu aveam o vorbă cu tata. Antreprenorul e cel care muncește cel mai mult pe gratis. Întotdeauna. Antreprenorul e cel care muncește cel mai mult și la început pare că e plătit cel mai puțin, dar pe termen lung el e plătit cel mai mult de fapt. Este acea perioadă, cum te duci la sală, e acea perioadă în care nu ai făcut niciun mușchi, nu te cunoști cu nimeni, e plictisitor, te doare, ai febră musculară, dar după această perioadă e cea în care vine mușchii, vin validarea socială, vine acele complimente că, uau, ce bine că mergi la sală și în sfârșit lumea începe să țină contactul vizual cu tine și să vorbească cu tine. E vorba de acea perioadă în care nu te pricepi deloc și nu faci absolut nimic, cea care duce, ca cea care face ca perioada în care tu primești obiectiv, primești reward-urile, primești banii, primești validarea socială, primești gagica, care să conteze. Perioada în care tu ești vai de capul tău, face ca perioada în care ești șmecher să conteze. De aceea e foarte important să te bucuri, bă, să te bucuri, să te găsești bucurie și în faptul că ești la nivelul ăsta de jos, pentru că un nivel, cu atât e nivelul tău mai jos, cu atât ai povești mai bune de spus. Cu atât vei avea niște povești din care lumea chiar să învețe ceva. Niște povești pe care le poți spune copiilor tăi, cum tu obișnuiai să dai lava de 3 ori pe zi. Da, aceasta e o poveste pe care o poți spune. Ce repede trece timpul, bă. Și mă bucur că trece timpul repede, pentru că m-am ajuns să-mi ating acest obiectiv, bă. În sfârșit scap de această dependență care îmi consuma viața din mine și încep să evoluez alte obiceiuri din viața mea. Despre asta e vorba. Literalmente, dacă tu poți să-ți menții macrofocusul și să înveți în continuare despre cum poți să-ți atingi tu acel obiectiv, de abilitățile necesare pentru a-ți atinge acel obiectiv, sunt destul de sigur că o vei face, indiferent care e obiectivul. Indiferent care este obiectivul. Acum, sunt destul de sigur că și eu am această gândire limitată, mai ales că vine vorba de bani. Bă, că în România parcă nu e așa posibil, dar nu lași această gândire limitată să te limiteze și să te oprească din a face ceea ce îți dorești tu în România. Pentru că mie îmi place țara asta, bă, și chiar sper că până să ajung eu adult, până să fac eu business-ul, să apară cineva la președinție, poate, sau poate să ajungă niște oameni mult mai importanți în România care să facă țara asta mai bună. Eu, dacă nu, sigur, mă voi băga și eu dacă fac o influență destul de mare în România. Bineînțeles că toată lumea știe că social media, pe vremea noastră când vom fi adulți, asta va dicta cine va merge la prezidențiale, 100%. Pentru că imaginează-ți dacă eu am 100.000 de abonați care sunt peste 18 ani sau nici măcar atât, poate decât 10.000 de abonați care sunt peste 18 ani și le spun să, băi, haideți să mă votați pe mine, uite ce v-aș oferi eu, uite ce am făcut eu, uite, poți să vezi povestea mea. Îți dai seama că oamenii aceștia mă vor vota pentru că pe mine mă cunosc, ei se uită la videourile mele. Nu ar vota pe altcineva care a apărut dintr-o dată și nici măcar nu știe să vorbească corect. Nici eu nu știu să vorbesc corect, dar bă, măcar și mă cunoști pe mine, știi ce zic? Și da, cam asta am avut să spun. Ideea este că trebuie să te concentrezi la macrofocus și în această vacanță nu lăsa această vacanță să se ducă. Pentru că ai aceste zile, 10 zile, 11 zile câte sunt în vacanță, folosește-le ca să poți să avansezi la o viteză mult mai mare, să poți învăța mult mai multe lucruri. Acum, când sunt în această vacanță, în sfârșit încep să apreciez cât de mult contează să înveți, bă. Să înveți efectiv, să te pui să citești, pentru că eu n-am mai apucat să citești, nu mai aveam timp, ajungeam acasă exact când trebuia să mănânc și apoi mă culcam. Și plus că mai stăteam puțin pe telefon, pentru că, n-am timp să citesc, așa că pierdeam puțin timp pe telefon, suficient cât să trebuiască să mă duc la culcare și mă culcam. Măcar aveam disciplina de a nu sta peste ora de culcare, dar nu reușeam să învăț așa de mult, abia reușeam să văd un podcast pe săptămână. Uneori chiar deloc. Și chiar acum apreciez foarte mult faptul că e chiar util, bă, să înveți și să asculți opiniile diferitor oameni chiar mai intelectual ca tine, pentru că știi foarte bine, în lumea modernă te înconjori cu oameni care nu prea sunt intelectuali, cu oameni care sunt de multe ori sub tine, dar nu pot să spui că sunt neapărat sub tine, dar nu te învață la fel de multe pe cât ai putea să înveți de la un podcast sau dintr-o carte, știi ce zic? Și te limitează un pic, te face să crezi că, băi, asta e lumea în care trăiești, trebuie să o accepți. Dar de fapt nu e așa. Când deschizi o carte din aceea care îți povestește, ok, uite așa te concentrezi ca să faci 10.000 de euro pe lună, uite așa trebuie să faci ca să tragi femeia visurilor tale,
Atunci ți se deschide un pic capul și, ok, stai puțin că nu e așa cum zicea băiatul ăla, mă uite, eu cale. Eu cale numai că băiatul ăla e foarte lene și nu vrea să asculte pentru că îi rănește orgoliul. Pentru că asta a făcut toată viața lui. Ține minte, începătorul de astăzi este maestrul de mâine. Mua!